Organizează-te cu cap. Bun. Asta e un studiu de, pe o campanie de servicii. De fapt, nu e un singur, o singură campanie. Sunt mai multe campanii. Niște snapshot-uri din campanii. Și acum, în cadrul unei campanii, probabil e middle to advanced, așa, discuția. Bine, advanced nu prea, că toată lumea știe că trebuie să-ți faci campanii separate, dar zic, o zic pentru că e important să o țineți minte, iar în momentul în care vă loviți de această problemă, să știți că cam așa ar trebui să lucrați. Și dacă cereți la cineva să facă, să vă promoveze cu ajutorul motorului de căutare, cu ajutorul sistemului AdWords, să îi spuneți că așa vreți să se întâmple lucrurile. Și colega mea, Adriana, o să vă explice mai pândelete ce înseamnă contextual placement și search. Și atunci o să înțelegeți de fapt și asta, da? Asta o să, adică o să pricepeți atunci mai bine, poate o să fie mai ok. Ce vreau să spun cu organizați-te cu cap e că cel mai bine este ca orice campanie pe care o faceți să o organizați în două campanii distincte. Una să fie distinct pentru căutare, unde să aveți grupuri specifice pe elementele sau pe serviciile clientului, cum ar fi aici, avem energie alternativă, încălzirea viitorului și sobe termoșeminei, în fine, denumiri generale despre anumite tipuri de produse care unite ar genera un anumit tip de anunțurile sunt diferite, astfel trimit către un anumit tip de audiență. Și cuvintele sunt diferite pentru că ele sunt specifice pentru acel tip de audiență. Și landing page-ul este diferit pentru că trimit către informații din domeniul, din acest grup, specific pentru acest grup. Adică, de exemplu, un anunț din sobe termoșeminee trimite către un landing page care prezintă sobe termoșeminee. Ok? Bun. Deci, de reținut din acest lucru este că atunci când organizăm o campanie, să o facem separat. Una pentru search și una pentru contextual și eventual una pentru placement sau aceea pe care o facem pentru placement și contextual să fie separat oricum de cea pentru căutare. În primul și în primul rând, ca să vă explic așa ce să fie mai frumos, este că una este în momentul în care vizitatorul caută pe un motorul de căutare efectiv și una este el când citește o știre pe un site partener Google și găsește o reclamă care trimite către o pagină care prezintă nu știu ce sobe șeminee. Deci e un pic diferit state of mind. Una este momentul când el caută sobe și alta este când citește despre sobe într-un site și găsește o reclamă care îl trimite către sobe. Ok? Aici este o altă, un pic mai adânc, organizarea nu numai în campanii separate, ci în grupuri, în funcție de grupul țintă. Aici avem, cred că tot pe imobiliare, e o campanie de la Web Digital. Bineînțeles, am renunțat la toate detaliile vis-a-vis de... E un client pe imobiliare, cred, dar am renunțat, am șters, după cum ați văzut aia, și e campania iubită. Avem grupuri specifice pentru brand, avem grupuri specifice pentru real estate în general, grupuri specifice pentru case și sunt mai călduroase, văd mai mult latura emoțională și după care grup care vizează mai mult partea business, partea corporate, partea cu skyscraper, așa am numit-o, skyscraper event. Da? Deci, practic, am încercat în fiecare din grup să identificăm ținta potrivită. Și aveam în partea cealaltă tot pe țintă, dar mai mult pe tipurile de serviciu, de servicii pe care le oferă clientul, servicii slash produse, și aici avem mai mult audiența. Pe bază de cuvânt, deci pe baza cuvintelor cheie, avem și audiență demografică, dar deja discutăm despre altceva acolo. Deci discutăm despre audiență din punct de vedere al cuvintelor cheie. Ok? Și acum o informație care o să fie de ajutor la un moment dat. Nu știu dacă o să ajungeți să aveți într-un singur cont 25 de campanii, toate colegii mei au. Eu m-am lovit de problema asta. Și dacă ai 25 de campanii active într-un cont, într-un singur cont, este maximul pe care îl poți atinge. Google nu permite decât 25 de campanii pe un cont, 100 de ad grupuri pe campanie și 2000 de cuvinte cheie pe ad grup. Personal asta cu 2000 de cuvinte, eu am încercat-o, mie mi-au acceptat numai 1600, dar așa e regula, 2000.
50 de ad-uri pe ad group și în jur de 50.000 de cuvinte cheie pe ad group. Asta este informație. Per account, cred. Per account. Dar bineînțeles că la nivel mai sus este că un cont poate să fie parte dintr-un My Client Center, care este un cont de guru, care are mai multe conturi de AdWords în ele. Adică cu o singură parolă, un singur utilizator, puteți vedea care sunt celelalte conturi subsidiare contului MCC, pe care îl numim noi MCC. Scurt, așa. Deci, cam asta a fost prezentarea mea. Sper să fi înțeles și să fi stârnit niște întrebări, asta e scopul, și să fi transmis niște informații din experiența de cam 6 ani în campanii AdWords și online marketing. Aștept întrebări.